Încep cu vești proaste din partea RATB. Conducerea regiei a anunțat că începând de mâine nu va mai asigura transportul pe liniile preurășenești din județul Ilfov. Totul din cauza datoriilor pe care Consiliul Județean le are față de regia autonomă de transport București. Deși Consiliul Județean Ilfov se angajase printr-un protocol semnat încă din 2008 să plătească aceste datorii, acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, de mâine, toți cei care merg sau vin din județul Ilfov vor trebui să-și găsească alte mijloace de transport.